În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iată, iubiți credincioși, astăzi am săvârșit cu mila lui Dumnezeu acatistul binecredinciosul voievod Mihai Viteazu și Sfânta Liturghie aici în biserică. Pentru că vedeți dumneavoastră aici în strană dreaptă, îl avem, iată, pe binecredinciosul voievod Mihai Viteazu, pictat, iată. Și asta a fost făcut și datorită faptului că prin anii 2006-2007, când pictam noi biserica, vă aduceți aminte, făcea o mare propagandă atunci pentru Alexandru Ioan Cuza. Și mai avem și aici niște persoane care veneau pe la biserică, care, mă rog, așa puțin mai suspecte, care azi nu mai vin, care susțineau foarte tare, mă rog, pe Alexandru Ioan Cuza. Și atunci am pictat pe binecredinciosul voievod Mihai Viteazu. Și pentru că suntem și în anul acesta, cum spunem, a centenarul Unirii, am făcut azi acatistul Sfânta Liturghie, pentru că astăzi este ziua în care, iată, voievodul Mihai Viteazu a fost martirizat, iată, nu doar pentru cum se spune, martir al unității neamului nostru, ci al credinței neamului nostru. Pentru că voievodul Mihai Viteazu a fost un apărător și mărturisitor clar și curat al dreptei credinți. Știm prea bine că a fost crescut de mic, iată, în credința creștinească drept măritoare, iată, pe lângă Patriarhia din Constantinopol, de Pietru Puliani, care era unchiul său, a crescut printre călugări, iată, avea o viață duhovnicească, voievodul Mihai Viteazu, și avea și o conștiință totodată profund, iată, ortodoxă. Aceasta se dovedește din faptele sale. Și spun că Mihai Viteazu, făcând o paralelă cu Cuza și cu Ferdinand, ceilalți doi care au făcut unul unirea mică, celălalt unirea mare, iată, Mihai Viteazu a făcut unirea, iată, românilor, în vederea mântuirii neamului, în vederea înfățișării acestui neam, în dreaptă credință, în fața tronului judecată, spre a putea să dea răspunsul cel bun. Și a putea, iată, să câștige împărăția lui Dumnezeu. În schimb, Cuza și Ferdinand au făcut unirea românilor în interesul forțelor străine din afara țării, în special a masoneriei, iată. De aceea, voievodul Mihai Viteazu, iată, cum îi spune, a făcut unitatea în, cum îi spune, în favoarea ortodoxiei. De aici învățăm că nimic din ceea ce realizăm în viață, dacă nu spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea omului, nu este de folos. Ca drept dovadă că de la Cuza încoace, poporul nostru merge tot din rău mai rău. Adică tot cădem așa și picajul nostru, în special spiritual, și observăm că și material în ultima perioadă, iată, este datorită faptului că noi am ajuns să prețuim mai mult valorile materiale decât valorile spirituale. Voievodul Mihai Viteazu știm prea bine că a convocat un sinod în 1594, iată, la Iași, iată, împotriva, cum îi spune, romano-catolicismului. După aceea, în anul 1596, a convocat un sinod la Târgoviște, împotriva, iată, cum îi spune, calvinismului și a influenței protestante, iată, care venea din Ardeal. De aceea, iată, voievodul era, într-adevăr, un om convins că unitatea neamului trebuie să fie păstrată și în adevărul de credință ortodoxă. Apoi, după aceea, încă înainte de a fi domnitor și peste Ardeal, voievodul Mihai Viteazu, în 1595, iată, este acela care stăruiește pe lângă dieta din Ardeal ca să dea libertate religioasă ortodoxilor. Apoi, după ce a intrat ca domnitor și în peste Ardeal, iată, făcând întregirea, cum îi spune, românilor, voievodul Mihai Viteazu știm prea bine că a dorit să construiască o catedrală la Alba Iulia, închinată Sfinților Arhanghel Mihai și Gavril. Și bineînțeles că administrația papistășească de atunci, pentru că mulți dintre nobilii din Ardeal, în majoritate, erau, iată, de credință papistășească, de interese politice, pentru că, mă rog, averea conta mai mult decât mântuirea sufletului, și aceștia s-au opus din slugărnicii față de papă, că trebuiau să-și arate slugărnicia. Iar voievodul Mihai Viteazu, văzând că s-a încercat o ceartă între ortodoxi și catolici, a spus clar să facă într-o biserică aghiazmă de un preot ortodox și de un preot romano-catolic, aparte, fiecare, și sigilăm biserica și vedem ce se întâmplă până 40 zile. Și, bineînțeles că, iată, și la sfatul Sfântului Ioan de la Prisop, atunci care era în Ardeal, iată, a fost deschisă biserica, spune, la 40 de zile, și aghiazma ortodoxă era nestricată, iar cea catolică era deja stricată, împuțită. Și bineînțeles că n-au avut ce să mai facă catolicii, au renunțat la blocajul acesta,
au admis și au lăsat pe ortodoxi ca să poată să construiască biserică, dar marea tragedie este că nu s-au convertit și ei la ortodoxie. Vedeți ce înseamnă omul împătrit, împietrit în rele, omul care este, cum îi spune, încrâncenat în erezie, cum spun și Sfinții Părinți, că ereticii de aceea nu se pot mântui pentru că sunt mândri, ei nu pot recunoaște niciodată adevărul în credință. Și iată, a fost lăsat voievodul să construiască biserica în felul acesta, în cinstea Sfinților voievozi, Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica care avea să fie mai târziu dărâmată. Știm prea bine că după 1701, când s-a impus acea uniație care a fost făcută cu forța asupra poporului român, generalul acela, iată, Bucov, avea să bage tunurile și foarte multe biserici și mănăstiri să fie dărâmate, printre care și această catedrală, iată, din Alba Iulia. Astăzi, pe temelia acestei catedrale se află o catedrală greco-catolică, din nefericire. Dar să știe foarte clar că acolo a fost o biserică înălțată de voievodul Mihai Viteazu. Dacă ne uităm, făcând o paralelă cu ceilalți domnitori ai Unirii, cu Alexandru Ioncuza. Ce face Alexandru Ioncuza? El face unire între Moldova și țara românească, dar secularizează averile bisericilor, iată, și a mănăstirilor, după aceea scoate pe călugări cu forța din mănăstiri afară, apoi după aceea ce face acesta? Pentru prima oară înființează în România spurcata căsătoriei civile, în felul acesta dând dreptul la desfrânare, iar practic adormind conștiința omului crezând că acesta e căsătorit, și multe alte răutăți pe care le-a făcut, iată, în felul acesta, acest domnitor, care unitatea s-a făcut din punct de vedere material, dar spiritual poporul nostru a fost slăbit din pricina lui și a politicii pe care a dus-o el. Celălalt Ferdinand, care și acesta a fost, mă rog, ortodox numai de așa, de ochii lumii, și mie vine să râd când aud pe foarte mulți că în timpul acela, când a fost războiul din 1914-16, atunci Ferdinand a trecut peste faptul că el era neamț și s-a pus împotriva germanilor, mă rog, favorizând România. Asta e o mare prostie. El n-a favorizat niciodată România. Pentru că el, în primul rând, nu era din neam german, el era din neam evreiesc. Asta e o mare prostie. Dar așa ne adorme să spui că s-a pus împotriva națiunii. Nu. Și el apăra interesele evreiești în perioada respectivă, nu interesele nici a nemților, nici ale românilor. Dar, mă rog, așa e făcută istoria încălcită și mincinoasă. Știm prea bine că în timpul său are loc ce are loc. Schimbarea calendarului. Iată. Și presiunea care a fost făcută de acest, de administrația, mă rog, politicienii lui Ferdinand în perioada respectivă asupra bisericii noastre, care n-a avut niciun fel de interes de a schimba calendarul. Deci, iată, schimbarea calendarului a fost o încercare a papei, practic, de a putea să aducă Biserica Ortodoxă sub comanda lui. Asta a fost realitatea. O încercare care, chiar dacă nu ne poate să schimbat calendarul, totuși a ieșuat, pentru că n-a reușit. Biserica a schimbat doar calendarul, dar n-a schimbat și dogmele și nici nu l-a recunoscut pe papă drept cap al bisericii în locul lui Hristos. Dar iată, aceste răutăți le-au făcut acești regi. Mai spuneți pe aceea, spre faptul că în timpul regiului Ferdinand foarte multe biserici au fost dărâmate, printre care Biserica Coconilor, care era în București, o biserică care era cea mai mare biserică la ora actuală, dacă ar fi fost, iată, din România. Cred că n-ar mai fi fost nevoie să construiască această catedrală, dacă nu dărâma Ferdinand acea mare catedrală, deși era numită Biserica Coconilor, pentru că în acea biserică foarte mulți domnitori, iată, își căsătoreau copii acolo. Și regele Ferdinand a binevoit pentru modernizarea țării, pentru că îl încurca și pe dânsul acea biserică, a binevoit ca să o dărâme. A fost una dintre multele biserici dărâmate diferite, ceea ce românii nu prea știu. Așa că, iată, unirea lui Ferdinand n-a fost făcută în niciun caz în interesul poporului român, ci pentru desacralizarea poporului român. Deci, să băgăm bine de seamă că orice ideal al nostru, dacă nu e numele lui Hristos, dacă nu e spre slavă lui Dumnezeu, dacă nu e spre mântuirea neamului, nu este un lucru bun. Degeaba noi, dar noi am ajuns așa să fim păcăliți la ora actuală, amăgiți, pentru că și majoritatea românilor noștri țin mai mult la cei care sunt ale stomacului și la cei care sunt al interesului buzunarului decât la cei care sunt ale lui Dumnezeu și ale drepte credinți. Deci, iată, binecredințiosul voievod Mihai Viteazu, și prea bine că este adevăratul model de unitate a românilor, iată, pentru că ne învață să avem grijă de unitatea neamului în vederea mântuirii și înfățișării, iată, pentru a da răspunsul cel bun în fața tronului ridicat a Mântuitorului nostru Hristos. Așa cum
a păstrat el chiar cu prețul vieții lui. Îl putem numi martir pe voivodul mai viteazul, datorită faptului că a avut parte de un sfârșit creștinesc, pentru care nu ne rugăm permanent la biserică. Nu spunem, sfârșit creștinesc, înfruntat în pace, răspuns bun, a fi coștoarea judecată lui Iisus să cere. Ori iată că voivodul mai viteazul a avut parte de aceasta, pentru că știm prea bine că între el și Papa Clement al VIII-lea, care l-a apreciat pentru victoriile sale împotriva turcilor, care, mă rog, și pentru faptul că a făcut unitatea românilor, dar, iată, l-a atenționat că ar fi bine să se facă papisaj. De trei ori i-a scris aceasta în trei scrisori, iar voivodul mai viteazul de fiecare dată i-a răspuns înapoi papii să se facă el ortodox. Lucru și îndrăzneală a voievodului mai viteazul, care, iată, i-a adus moartea. Pentru că știm prea bine că generalul Basta, uneltit împreună cu un alt grup de trăitori, și voievodul mai viteazul la 1601, la data de 9 august, avea să fie asasinat, avea să-i se taie capul pe câmpia Turzii. Deci el este un martir, iată, totodată, cum a spus, și al unității neamului, dar în special al mărturisirii dreptei credințe. Deci ea, în viață, să învățăm de la voievod că nimic nu mai presus decât credința. Și dacă e nevoie să pierdem chiar cele materiale, iată, pentru a ne putea păstra credința, să o facem fără regrete. Cum spunea și voievodul Ștefan cel Mare, cel mai voievod sfânt, care spunea mai degrabă să plătim, cum îi spune, să ne supunem turcilor în vremea respectivă, adică să plătim birul la turci, pentru că turcii ne vor lua doar banii, dar în schimbul banilor ne vor lăsa libertatea credinței. Dar dacă ne supunem Occidentului, spunea voievodul mai viteazul, a Ștefan cel Mare atunci aceștia ne vor lua și banii și credința. Și se vede la ora actuală, că asta se urmărește cu Uniunea aceasta europeană, să ne distrugă cu totul, și spiritual, și material. Deci ea, întotdeauna trebuie să, dacă ne păstrăm credința, avem șansa, iată, ca chiar dacă ne lasă Dumnezeu pentru o vreme, să ne putem redobândi din nou, iată, și unitatea și cele care sunt materialele neamului. Dacă pierdem credința, am pierdut tot, pentru că pierdem binecuvântarea lui Dumnezeu și ajutorul lui Dumnezeu. Nu ne mai ajută Dumnezeu din momentul acela. Deci ea, să băgăm de seamă și să-L simțim cum se cuvine, și bine ar fi ca și nodul nostru să aibă puterea ca în acest an să treacă peste Institutul Viezel, care îl acuză pe voievod de antisemitism pentru faptul că atunci când au murit pe acei cămătari care, cum îi spune, îndatorau țara pe nedrept, iată, printre dânsi și aflau și cei din neam evreiesc, și pe nedrept este acuzat voievodul de antisemitism aici. El nu i-a murit pe acei evrei pentru că avea ceva cu nația ciune evreiască, ci pentru faptul că aceștia erau cămătari care puneau birul și erau hoți care, iată, asupreau poporul român din cauza aceasta. Dar, cum se răstrămăcește, vedeți, istoria la ora actuală, ca să poată să bajucurească adevărate valori ale neamului. Deci, putem spune că se vorbește prea puțin de voievodul mai viteazul în acest an și prea mult de Ferdinand și de Cuza. Pentru că, cum îi spune, noi ar trebui să ducem mai departe idealul nu al lui Ferdinand, ci idealul lui Mihai Viteazul. Ăsta e idealul adevărat al nației noastre. Să luptăm pentru unitate, dar unitate în adevăr de credință și unitate în vederea mântuirii spre slavă lui Dumnezeu și spre mântuirea poporului nostru român binecredincios. Iată, amin.